Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Începe astăzi semestrul 2. După ce semestrul 1 la școli, mă refer. S-a terminat vineri. S-a terminat vineri. Deci vacanța între semestrul 1 și semestrul 2 a fost acest weekend, nu? Da. Bine, nu mai e pe vremea noastră, ca să spun așa. Nu înțeleg nimic, mă. Trimestrele sau semestrele erau despărțite de o vacanță. De vacanță. Acum da, sunt despărțite. E doar o linie, o... Da. Cum vi se pare că merge școala, prieteni? Sunați-ne la 0372069599 să vorbim un pic cum vi se pare că merge școala în ultima perioadă. E adevărat, e și complicat cu criza asta pandemică, dar am senzația că lucrurile sunt completamente scăpate de sub control. Cred că am senzația că nu mai coordonează nimeni, se schimbă regulile de la... Mie, ca jurnalist, mi-e foarte greu să urmăresc ce se întâmplă. Uh-huh. Nu mai știu. Acum înțeleg că nu se mai trece în online, s-au schimbat din nou regulile de trecere în online în caz de... multe cazuri. Acum trebuie să fie 75% din paturile de la spital din județul respectiv ocupate. Da. Ok, e și ăsta un criteriu, dar toate celelalte acum nu mai sunt pune? Celelalte criterii au dispărut? Alea nu mai merg. Sau să fie cât minimum 3 cazuri în clasa respectivă. Da. Să treacă... Deci care e situația la școala copiilor voștri, prieteni? 0372069599. Sunați-ne acum să vorbim despre asta. Sunt cazuri? Se mai testează vreunul? Și asta cu testele de salivă. A fost așa o discuție întreagă. Să facem teste, sunt bune, nu sunt bune, sunt și ele. Le-am luat, uite, au făcut demonstrații. A căzut domnului ministru scuipatul din testul respectiv. Când a făcut demonstrații. Vorbesc serios. Da, da, da. Hai, uite, facem cu teste. Ca... După care au dispărut, acum nu mai sunt teste. Domnul ministru e ca un copil de clasa a treia, știi? Se poate întâmpla să scape, uite. Da. E o problemă cu furnizorii, că au zis că o să se reia, probabil când se termină valul. Nu, înțeleg că e o contestație pe licitație acum. Ceva... Nu, serios. Deci, părerea mea e că e haos, dar eu poate sunt subiectiv. Deci fiecare vară al pandemiei a venit cu un set diferit de criterii legat de învățământul online. Asta am vrea să știm. Care e situația la școala copiilor voștri? 0372069599. Avem, cred, 5-6-7 minute să vorbim cu voi. Vă ascultăm. Uite, Robert e cu noi deja. Bună dimineața! Salut, Robert! Bună dimineața! Da. Cea mai sugestivă, zicem, expresie ar fi circulă pe net acum acel filmuleț cu ministrul educației și ministrul sănătății. A fost adresată o întrebare dacă consideră copiii sunt în siguranță la școală. Și ambitac. Da, ăla este un moment cutremurător, adică poate găsim și noi să dăm undeva tăcerea respectivă. Deci pentru cine n-a văzut conferință de presă și o reporteriță, nu știu de la ce, foarte pe scurt rezum asta, întreabă, sunt copiii noștri în siguranță la școli? Și cei doi oficiali, tac, tac și tac și tac și tac. Nu i-a întrebat să zică pe o scală de la 0 la 10, da. Cât de... Și niciunul nu spune absolut nimic. Da. Și ăla este un moment realmente cutremurător. Când statul român trebuie totuși să ofere condiții de siguranță sau să facă efortul sau să spună, uite, ne străduim. Nu le ridicăm din numeri. Ai spus mulțumesc pentru întrebare. Robert, la tine, la, sau la voi la școală, cum e? La noi la școală... tăcere, pauză, de două săptămâni nu se vor mai face timp de două săptămâni nu se vor mai face teste, am fost anunțați, nu cred că se va face în viitorul foarte apropiat, nici după aceste două săptămâni. Am mai urmărit o declarație a domnului ministru a educației, prin care ni se aduce la cunoștință că orice părinte responsabil ar trebui să cumpere copilului un test, este ceva normal. Eu sunt curios câți părinți au posibilitatea și cred ca mine sunt foarte mulți părinți care își iubesc copiii, dar nu au posibilitatea să achiziționeze acele teste. Nu ai posibilitatea efectiv, pentru că trebuie să-ți asiguri traiul de azi pe mâine. Mm-hmm. Ceea ce se întâmplă acum... Problema, să știi că e alta. Testul nu mai e atât de costisitor. E 12 lei un test. Am cumpărat eu zilele trecute. Da, dar e săptămânal. Dar ideea e dacă... Nu, și nu e suficient să-l faci săptămânal, pentru că varianta asta, Omicron, este mult mai contagioasă, perioada de incubare este de asemenea mult mai scurtă și nu mai e suficient. Adică nu e relevant dacă faci un test pe săptămână copilului, e egal cu zero. Copilul unui prieten, copilul unor prieteni, cred că e în clasa 8-a sau ceva de genul ăsta, la școală l-a sunat pe taicăsu, spune, eu aș veni acasă, aici, în clasă, și tușesc toți, mai mult de jumate, sunt clar praf. Nu se testează nimeni.
da, asta a fost, s-a îmbolnăvit. Da. La fel, el se testa, dar ceilalți copii nu se testau și erau clar, toți erau bolnavi. Mirel, bună dimineața. Salut, Mirel. Mirel. Bună dimineața. Salut. Eu am două fete, sunt din la școala 30, o școală renumită, știți că tot se vorbește de ea. De unde? Din București? Că s-a întrerupt. Din București ai zis că ești? Timișoara. Timișoara, din da. Timișoara. Ok. Din Timișoara. Și tot gimnaziul 5-8 este în online. Vreo 14 cadre declarate bolnave. Cea mică a intrat și ea în online de joi pentru că au un caz în clasă, cazuri de SARS-CoV-2. Am primit pe WhatsApp de la învățătoare că se simte rău și este bolnavă, s-ar putea de astăzi să nu mai intre. Cea mare în clasa 4-a are teste, de dimineață a fost testată acasă, am lăsat-o la școală acum. Ce să zic, depinde de școală. Uh-huh. În rest, cu ministru și celălalt ministru cu tremurător, cum zici tu. Da? Da. Nu putem să zicem nimic. Mamă, ăla a fost un moment, nu mi-a venit să cred. Așa o eroare de comunicare și, de fapt, oamenii au spus adevărul prin tăcerea lor. Narcisa, bună dimineața! Nu știm ce să spunem. Bună dimineața! Bună! Eu vreau să spun că pe perioada asta de pandemie, băiatul meu învață la o școală din Constanța. Da. Noi locuim în Cumpăna, pe lângă Constanța, și am fost foarte impresionată de sistemul de învățământ de acolo, de la ei. Da. De felul în care au reușit să se organizeze pe pandemie și să facă orele, nu s-a lipsit de la nicio oră, reușeau să-i țină în frâu. La un moment dat băiatul a zis că e chiar mai bine în online, pentru că cu mutele ăsta la fiecare calculator nu se mai vorbește neîntrebat și așa mai departe, cum e în clasă, că în clasă se mai face gălăgie. Ei acum sunt fizic, nu au într-adevăr trei cazuri în clasă și atunci normal că pot merge. Deci uite că se poate, înseamnă că până la urmă, până la urmă e adevărat că omul sfințește locul. Deci acolo probabil că direcțiunea școlii e formată din oameni capabili care au știut ce trebuie să facă și au și făcut. E într-adevăr și un colegiu al Constanței și atunci probabil că poate am avut noroc să fie profesor mai de calitate, mai pregătit, mai, nu știu, poate că așa sunt toți, Doamne ajută, dar sunt mulțumită și liniștită. Iar la fată tot așa, am fost întotdeauna prin grupul de WhatsApp. Mi s-a pus la dispoziție să votăm, domnule, dacă jumătate plus unul vor să facem cursurile la grădiniță, atunci să meargă copiii, atunci merge. Cine nu vrea să meargă, rămâne acasă, pentru că mai sunt și oameni temători. Personal, sunt un copil care a crescut cu o soră bolnavă de HIV și atunci pe mine nu mă mai poate speria o pandemie și un virus banal de gripă, ca să zic așa. Okay, da, dar prudență, prudență trebuie să fim, nu? Să fim prudenți, să fim atenți, să respectăm regulile, bineînțeles, dar dacă facem toate astea, nici nu avem cum să... Ori moarte există oricând și în orice situație. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Ok, cam asta este tablou. E o stare de asta de nesiguranță dată de schimbarea permanentă a regulilor. Poate că de data asta măcar rămân valabile mai mult timp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.